Trebuie să existe cele două dimensiuni ale credinței private, de odăiță, rugăciunii private. Sigur, a inimii. Și exprimarea publică prin fapte care să confirme ceea ce se întâmplă în interior. Nu pot fi separate cele două. Da, nu pot fi separate și totuși presiunea este ca să fie separate. În momentul în care viața de credință va deveni doar privată, sper să nu fie momentul acela niciodată, dar dacă se va ajunge în punctul acela, atunci credința ar fi profund compromisă, credința la scara ei maximală, plenară, așa cum vorbeam. Cred că ar fi imposibil. De parcă ne-am propune să izolăm lumina și nicio sursă de lumină să nu răzbată în exterior. Oricât de etanș am încercat să o închidem, cât ar fi de firavă, undeva o muchie va lumina, undeva ceva se va vedea că e acolo.